Ne despar câteva momente de startul finalei de la sub 18 ani masculin. Știința București în verde, Herman Ștaru în albastru. Știința București cu 4 meciuri, 4 victorii, o medie de 19,3 puncte până acum. Și mai greu meci din punct de vedere al scorului pe care l-au avut a fost în sferturi. Am învins echipa Tripit cu 19 la 14. De partea cealaltă, Herman Ștaru și ea cu 4 meciuri și cu 4 victorii, medie de 19,8 puncte. Cel mai complicat meci al lor, din același punct de vedere, a fost în semifinale, când au învins Free Candy cu 21-13. Au 3 meciuri în care au ajuns la 21 de puncte, unul în care au câștigat cu 16-8. Știința București favorita a patra, conform clasamentului jucătorilor. Herman Ștaru a șasea. Herman Ștaru cu 2 puncte în plus înscrise până acum în competiție. Mai avem doar 3 meciuri, 3 finale aici de la sub 18. Finala de la Open feminin și finala de la Open masculin. Și încheiem sezonul regulat, BCR Sport Arena Streetball 2024 și ne rămâne doar marea finală din București, 7-8 septembrie, 6-7-8 septembrie, în acel weekend. Ne vom vedea în capitală pentru ultimul turneu al anului, cel cu care vom închide sezonul cu numărul 19 Sport Arena Streetball. Suntem gata să începem meciul, finala de la sub 18 ani masculin. Herman Ștaru cu prima posesie, Raul Mitrache, unul dintre cei mai buni jucători de la această categorie, pierde mingea. Orbulescu. Avem trei echipe Știința în final, asta pentru că și la finala de la Open masculin este una 100% Știința. Fault atache. O liberă pentru el. Ratează atac liber, mingea ajunge tot la el, ratează și a doua încercare. Rotaru de 2 puncte. No. Orbulescu se folosește de blocajul cu echipierul lui Orbulescu până la capăt cu mâna stângă. Nu. Rămâne fără punct până acum în această finală. Mitrache, din apropiere, este faultat, va merge și el la linia de libere pentru o șansă de a înscrie. Ratează Mitrache, 0-0 așadar în continuare, după mai multe șanse bune din partea ambelor echipe. Orbulescu scoate la tache, tache de două, cu panoul, nu! Se luptă la recuperare și rămâne posesie pentru Știința București. Orbulescu acum încercă și el de la mare, mare depărtare, doar ațe, dar aruncare este de un singur punct. Au piciorul pe linie acolo, probabil Orbulescu. Rotaru. Rotaru, abatere de 12 secunde. Tache acum, oprește driblingul, trebuie să poseze, o face pentru Raicu, mai departe din nou Tache, de 2 puncte, prea tare. Rotaru, vrea blocajul lui Mitrache, îl primește, Rotaru pătrunde, pasează, pompa liber la 2 puncte, înscrie! Sunt primele puncte pentru Herman Ștaru în această finală, au venit și la capătul unei faze, pe ultima secundă, Rotaru. Tache, pardon, apărat de Rotaru. Nu mai era timp de o pasă. Abatere de 12 secunde. Va fi posesie pentru Herman Ștaru. Popa. Mingea se întoarce la el. Popa cu pământul. Greșește acolo pasa. Ovit un adversar, așa că la urmă rămâne posesie pentru Herman Ștaru.
cu 6 secunde pentru acest atac. Rotaru. Rotaru printre 3 adversari. Batere de 12 secunde din nou. Minge pentru Știința. În continuare puține puncte înscrise în această finală. Mingea merge la Hermaștaru, angajamentul 1-1. Așadar posesia merge la echipa care se afla în apărare. Mitrache. Mitrache este coș cu foul pentru Hermaștaru, care se distanțează la 2 puncte și își poate crea un avantaj chiar de 4 puncte. Chiar 3 puncte, îmi cer scuze dacă va reuși să înscrie Mitrache și aruncarea liberă. E bună. 4-1. Orbulescu. Orbulescu de 2 puncte. Airball. Tocita Hermaștaru cu posesia. Drăgan a avut destule reușite din spatele semicercului. Acum vine cu pasa pentru Mitrache, care a încercat înapoi pentru Drăgan, dar mingea nu a ajuns la destinatar. Tache. Știm și că el are mână bună din spatele semicercului. Orbulescu nu mai aruncă de 2 puncte, preferă pătrunderea, dar nu este timp pentru aceste pătrunderi urmate de pase. Se apără și bine cei de la Hermaștaru, nu le permit jucătorilor pe adverse să înscrie din apropiere. Rotaru. Drăgan cu panoul. Recuperează ofensiv Rotaru și găsește el punctul pentru Hermaștaru. Este 5-1. Cu mâna stângă, fără succes, Tache, mingea ajunge la Rotaru. Drăgan, de două, fără să se gândească. Prea puternic acolo aruncarea. Să recuperarea le aparține celor de la Hermaștaru. Drăgan, lăsați să arunce din spatele semicercului, mingea iese pur și simplu. Zininel. Orbulescu îi se oferă și lui mult spațiu. Să prea lungă aruncarea lui Orbulescu. Popa cu mâna stângă. Da, un nou punct pentru Hermaștaru. 6-1 deja. Știința are un singur punct. Au trecut aproape 4 minute din acest meci. Ratează Tache. Drăgan se grăbește cu aruncarea de 2 puncte. Zorotaru din nou vine cu recuperare ofensivă. Rotaru își face pașii și este un nou punct pentru Hermaștaru, 7-1. Punct cu punct, cărămidă cu cărămidă, Hermaștaru își construiește avantajul în acest meci. În ce Știința pare că a rămas blocată la un punct, nu vine coșul nici la această fază. Tache din 0 grade, cât pe aici să înscrie pentru echipa sa. Orbulescu obține recuperarea. Orbulescu din spatele semicercului. Nu intră dubla. Recuperarea merge la Drăgan. Mai încercăm cu atât Drăgan să arunce de 2 puncte. Nu este apărat foarte sus acolo. Popa pătrunde, scapă de un adversar. Levită și pe al doilea. Și este 8-1 pentru Hermaștaru. Intercepție. Drăgan. Dribbling lung. Faulta Drăgan acolo. Este time au cerut de Știința și unul de care pare că au disperată nevoie la acest scor, 8-1. Pentru Hermaștaru în această finală la U18 masculin. Suntem la jumătatea meciului, la jumătatea finalei. Posesie pentru Hermaștaru, avantaj de 7 puncte pentru ei. Drăgan, pe aici să pierdă această posesie, n-a făcut o bună pasă pentru Mitrache. Mitrache se îndreaptă către el, este blocat acolo de Raicu. Orbulescu pentru Tache.
Înapoi la Orbulescu, primește Raicu. Orbulescu preferă procedeul mai dificil de acolo. Tache recuperează ofensiv. Cred că obține faultul. Orbulescu din nou. Prin blocajul lui Raicu. Acum încearcă să-i paseze. O face, însă vine foarte bine Pop. Atent, Mitrache din apropiere. Da, 1 punct pentru Hrmăștaru. 9-1. Că primește avertizment pentru întârzierea jocului. Acolo jucătorul de la Știința. Prin avertizment pentru Știința. Tache, Orbulescu, catch and shoot. Nu intră lui Orbulescu. Continuă să aibă mâna rece. Încearcă din nou Orbulescu. Nu se lasă. Dar nu știu dacă este strategia de care are nevoie echipa sa în acest moment. Drăgan pune capul în pământ, îl vede pe Popa, care pune un nou punct pe tabelă pentru Hrmăștaru, 10-1. Tache cu panoul, vine prima reușită din spatele semicercului pentru Știința, 10-3. Drăgan vrea și el dubla și o are. Fus acolo pentru Drăgan. Orbulescu din 0 grade. Continuă șirul aruncărilor ratate ale lui Orbulescu. Posesie pentru Știința. Acum au pierdut-o jucătorii echipei Hrmăștaru. Tache prin blocajul lui Raicu. Combină cei doi. Însă vine Drăgan și fură mingea. Rotaru. Cât de bine joacă Hrmăștaru în apărare. Popa, liber, de două puncte, Drăgan din nou, de această dată nu reușește să marcheze. Tache din 0 grade, nu. Recuperare ofensivă pentru Știința prin Orbulescu. Tache din spatele semicercului, nici acum. Că va fi o liberă pentru cei de la Știința. A pus acolo fault tehnic împotriva Ciudă Hrmăștaru pentru gestul pe care l-a făcut jucătorul care se află în apărare, a bătut palma cu el singur. Libera e bună, se pune, chiar dacă mingea a ajuns până în partea superioară a panoului. 12-4, iată că avem și imagini din dron aici pe terenul BCR în Julius Town pentru final, drasul 18, masculin, un nou coș. Mierias Drăgan. Tache, Raicu cere mingea, o primește, însă se apără foarte bine Rotaru. Mingea le aparține celor de la Hrmăștaru. Mitrache a avut acolo o pasă pretențioasă. Un avantaj care le permite și genul acesta de încercări. 13-4. Trebuie să iasă Rotaru, are și returile dezlegate. Din prima a încercat Orbulescu din checkball, nici așa. Drăgan îi fură mingea, cât de ușor. Mitrache, înapoi pentru Drăgan. Aruncă Drăgan în spatele semicercului și arde plasa. Ce meci face și Drăgan. De fapt, întregul său turneu a fost unul foarte reușit. Acum prinde mingea după ratarea lui Orbulescu, care cred că vrea să stabilească recordul pentru ratări de două puncte. Faulta Drăgan pe aruncare. Va merge la linia de libere pentru o aruncare. Cine 4 scorul în acest moment pentru Hrmăștaru. Diferența deja a formată din 10 cifre. Drăgan transformă și libera. 16-4. Orbulescu. Orbulescu din nou de 2 puncte. Nu intră nici acum, nici după acel step back. Mitrache cu recuperarea. Lasă pentru Popa. Apoi la Mitrache. Popa din nou. Mitrache fade away. Da! Ce frumos și ce simplu pare
basketul pe care îl joacă cei de la Hermann Staru în aceste momente. 17-4 scorul în această finală. Pasa este complet greșită, Mitrache un bullet pass pentru Drăgan, liber, are timp, are spațiu, i-a lipsit precizia de această dată. Raicu, nu Totor Bulescu e cel care a aruncat, contribuie acolo la construcția de cărămidă a celor de la Știința. Drăgan pătrunde cu mâna stângă, ratează oferita. Orbulescu pentru Ardelean de la semidistanță, nici așa. Știința doar 4 puncte, Drăgan încă una de 2 puncte, fabulos serios Drăgan. Credeam că Steph Curry încă mai la Paris, dar pare că a venit aici la terenul BCR din Julius Town. Cam asta este impresia pe care ne-o lasă nouă Elias Drăgan. Pop acum de la foarte mare depărtare, nu contează, este victorie pentru Hermann Staru și obținut într-o manieră dominantă, 21-4 scorul acestei finale. Campioana de la U18 masculin la turneul de la Timișoara, Hermann Staru. Fabulos meci făcut de băieții în echipament albastru. Mai avem două meciuri, două finale, Open feminin, Open masculin. Până atunci luăm o scurtă pauză.